nu vor mai putea plăti taxele pentru pașapoarte la ghișeele din mall-uri. Astfel, de la finalul lunii septembrie, punctele de lucru din Plața România și Park Lake din București își vor începe activitatea. Taxele aferente liberării pașapoartelor vor putea fi plătite la sediile trezorăriei, la cec, la oficiile poștale, online și în sistem internet banking sau prin virament către conturile deschise de instituțiile prefectului. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne într-un comunicat de presă.